Este vorba de schimbare. Și dacă nu se schimbă ceva, cel care trebuie salvat va fi pierdut odată cu păcătoșii. Credeți în schimbare? Credeți că o puteți face voi, noi? Am încercat și nu merge. Avem nevoie de cineva în stare să ne împuternicească, în stare să ne ia cârma din mâinile noastre slabe, să ne conducă El spre destinație. Vă invit chiar acum să rugăm pe Dumnezeu să catalizeze dorința de schimbare în noi. Ne ridicăm. Părinte bun, suntem conștienți că suntem slabi și suntem păcătoși. Tânjim după biruință, dar singur nu putem. În numele Domnului Hristos te rugăm, deschide mintea și sufletul nostru și motivează toate puterile noastre latente în dorul după schimbarea pe care Tu vrei să o faci în noi. Credem că Tu ne ajuți și în seara aceasta. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Ce credeți? Ce este mai greu? Să se schimbe cineva care este aproape de cota promovării sau cineva care este foarte departe? Vă rog să nu dați un răspuns. Vă dau un caz, nu știu dacă ați auzit, dar cultura judiciară din Statele Unite are un caz de referință, se cheamă Jeffrey Dahmer. Băiatul acesta, i-am văzut fotografia, recent i-am citit istoria, este rezultatul unei familii nefuncționale, disfuncționale. Sărăcuțul băiat, lipsit de iubirea maternă, a unei mame isterice care vrea toată atenția soțului. Soțul neînstare poate să îi împlinească așteptările, certuri în familie, scandal, violență. Și băiatul a crescut timid, interiorizat, ascuns. În școală dovedea inteligență, dar n-avea prieteni. La un moment dat părinții divorțează, iar el e pe nicăieri. În această groapă și gol sufletesc, se trezesc în el niște înclinații inspirate de diavolul. Descoperă grupul gay, se identifică cu ei, însă el are anumite tendințe morbide. Vrea ca partenerul lui să nu miște. Și în consecință strangulează. Nu vreau să vă încarc sufletul cu un tablou de descompunere, dar coboară până la cele mai abisale perversiuni, până la canibalism, dacă vreți. Al 18-lea caz al lui, reușește să scape. Anunță poliția și Jeffrey Dahmer este prins, se descoperă în frigiderul lui mădulare, cranii, tot ce vrei, a făcut la fiecare câte o fotografie, păstrează din fiecare câte o bucată, pentru că îi dădea putere prezența unei bucăți umane. Pentru că în statul Wisconsin nu exista condamnarea la moarte, fusese anulată, i-au dat 17 condamnări pe viață, de 17 ori. Vă dați seama câte vieți acumulează. Acest lucru s-a întâmplat, deci închiderea lui,
Arestarea lui a avut loc în 1991, când avea 31 de ani. Dacă vă uitați la acest băiat, este inteligent, frumos, frumos. Adică un exemplar, tatăl norvegian, mama irlandeză, și el avea trăsături și nordice plăcute, blond, un bărbat frumos. Toate victimele erau doar bărbați, tineri și mai puțin tineri, pentru că în grupa aceasta s-a afiliat el. Și la 31 de ani, în 1991, el este arestat, are loc un interogatoriu serios, până la urmă omul spune tot, este prins asupra faptului, colaborează, n-ascunde nimic, acum așa sentința era pușcărie, ce mie, 16 condamnări sau 17, e tot aia. Se întâmplă însă ceva și n-am reușit să-i găsesc izvorul, să-i găsesc rădăcina. În 1991 cere anchetatorului: auzi, poți să-mi dai o Biblie? O Biblie. Și ăsta spune, ok, se aduc o Biblie. O să vedeți imediat pe ecran, are mai multe imagini. Asta este una în care nu se văd toate trăsăturile nobile ale lui. Un bărbat inteligent, un bărbat în puterea lui. Ei bine, dragilor, o Biblie. Și aduce o Biblie și omul începe să citească. La un moment dat invită, el era închis într-o celulă de izolare, era singur în celulă, n-avea pe alții. Ei bine, cere să vină și cineva care să explice Biblia și vine un pastor. Una din întrebările care îl chinuia pe acesta a fost următoarea: domnule pastor, îmi dau seama cât de oribile au fost păcatele mele. Eu merit moartea. Este oare un păcat înaintea lui Dumnezeu că trăiesc? Faptul că trăiesc e păcat? Pastorul îl întreabă, te gândești la suicid? Și el spune, da. Îmi dau seama că îl dezonoresc pe Dumnezeu că trăiesc. S-a produs ceva în mintea lui. Din 91 până în 94 are loc o transformare, o schimbare fundamentală. În 94, el este, de câțiva ani deja, de 2 ani, este într-o cameră cu mai mulți deținuți, într-un dormitor, și pentru crimele lui, toți îl urăsc. La un moment dat, unul vrea să-l ucidă cu un brici, reușește doar să-l rănească. Mama lui, care își amintește de fiu, nu-l văzuse de, știu, de 10 ani, vine și pledează pentru el, nu vă dați seama, poate să-l omoare, fiule, te omoară. Și el zice, nu-mi pasă de mine, chiar nu mai țin la viață, facă Dumnezeu ce vrea cu mine. În noiembrie 1994 se botează, scurt timp înainte de a fi ucis de unul din colegii lui cu bară de fier. Convertirea lui Jeffrey Dahmer este pusă de mult sub semnul întrebării. Cât de autentică este, că convertiri de pușcărie, nu? Acolo ești miel, dar când ești afară de vihienă. Viața lui însă a arătat altceva. A arătat o schimbare de fond, cu pocăință, cu cerere de iertare, cu conștientizarea ticăloșiei lui, că el nu mai e vrednic să trăiască și dacă nu îi se ia viața, dacă nu există condamnarea la moarte, ar fi în stare el să o plătească. Deci un om responsabil de sine. Dragii mei, și vin din nou cu ultima întrebare rămasă deschisă din introducere. Ce este mai greu, să se convertească unul care este în fundul gropii
sau unul care este aproape, care este binișor, dar nu-i chiar de tot. Aveți vreo părere? Am să vă dau în întâmpinarea dumneavoastră o statistică. El e Jeffrey Dahmer. Și anume, ați auzit de George Barna. Bun, vă mulțumesc. Ați auzit de George Barna. Este un statistician, un lider unei organizații de sondaj în domeniul religios, în domeniul spiritual. Și prin 2010, nu vă pot spune exact anul, a făcut un sondaj asupra 12 denominațiuni din Statele Unite. Catolici, metodiști, presbiterieni, baptiști, pentecostali și adventiști, și mormoni, și nedenominaționali, și 12 denominațiuni. Și toate acestea trebuiau să treacă sau să fie sondate în 4 domenii. Prezența la biserică, studiul biblic, rugăciunea și misiunea sau implicarea în slujirea altora, direct prin vestirea Evangheliei sau slujind semenii. Vreau să vă întreb, unde credeți că coreligionarii mei din Statele Unite se încadrează în aceste în aceste sondaje? Sunt 12, da? La prezența la biserică, nu pot vorbi de cei din Belgia sau cei din România, este un studiu făcut pe populația creștină din America, adventiștii sunt pe locul 3 de la coadă, la prezența în biserică. La studiu biblic, e știut că noi adventiștii suntem întemeiați pe Scriptură și avem o puternică adeziune la asta scris. La studiu biblic ne situăm pe locul 5 de la coadă. Imaginați-vă doar vă spun imediat, pentecostalii, mormonii, confesiuni nedenominaționale sunt înaintea celor care consideră și vor să se afirme ca fiind oamenii Scripturii. Ce părere aveți? Studiu biblic. La rugăciune suntem pe primul loc de la coadă. V-aș ruga frumos, dacă copilul vrește, mergeți dincolo în camera aceea. Vă mulțumesc mult. Și la misiune suntem pe primul loc de la coadă. Este incredibil, este scandalos, este tulburător, este revoltător. Frații mei, de ce este așa? De ce se întâmplă aceste lucruri în felul acesta? Știți de ce? Pentru că cred că în mentalitatea noastră știm că avem adevărul. Și într-adevăr, ca unul care n-am avut niciun fel de afiliație, ca unul care n-am avut nicio datorie față de nicio confesiune, ci doar cercetând 2 ani de zile, vizitând pe cei mai mari teologi ortodoxi din țară, nu știu dacă ați auzit de Dumitru Stăniloae. Eu am fost de 2 ori la el și am stat ore ca să discut probleme de credință. Mi-a dat și o carte numită Sectologia de Heleanu. Am cercetat, am fost la episcopul Nagyula din Cluj, tocmai căutând, am vorbit cu neoprotestanți, cu un pentecostal de viță, cu un creștin după Evanghelie, toți oameni deosebiți de buni, dar ca adevăr, cine vrea să fie după Biblie, nu poate fi decât adventist. Nu există și eu n-am fost dator nimănui. Eram chiar asistent universitar și riscam dacă deveneam adventist. Am spus, sau merg cu Dumnezeu, sau nu merg cu El. Noi credem că avem adevărul și acest adevăr ne dă o superioritate, ne dă simțământul că stăm foarte bine. Și atunci, de ce să mai studiezi Biblia? Că tu știi, tu ții sabatul, tu dai zeciuială, nu bei, nu mănânci și ești ok. Și aceasta
înseamnă sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Este un tablou, o radiografie extraordinară, dragii mei, nu-i pentru alții, nu-i doar pentru cei din America. Nimeni n-a făcut sondaj cu studiul biblic la noi. Și nu vreau cu niciun chip să vă simțiți vinovați pentru acest sondaj al altora. Cine știe dacă era și un grup reprezentativ sau nu? Nu, nu-i treaba mea. Dar este un sondaj. A apărut public. Aceasta este imaginea mea și a ta. Mă interesează. Dar eu vă întreb, nu cumva solia aceasta către Laodicea are de-a face și cu mine? Nu cumva trebuie și o schimbare? Cine să o facă? Aș vrea să încep tema mea cu enunțul poruncii a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Cunoașteți porunca? De ce spune adu-ți aminte de ziua de odihnă? Păi o spune pentru că riscăm să uităm că e sabat. Azi e sabat, de exemplu, și am uitat și uite, am vrut să deschid televizorul, am vrut să mă uit la prețul de motorină. Nu, nu, nu. E posibil și asta. Dar adu-ți aminte este un apel pe care Dumnezeu îl lansează în altă zi decât în sabat. În oricare altă zi. Și ce vrea să spună, adu-ți aminte, astăzi e miercuri, de ce să-mi amintesc eu de miercuri că e sabat? Și că să-mi fac treaba, păi nu pot să o fac acum pentru atunci, o fac vineri. Vineri se cheamă în limba ebraică și în limba greacă ziua pregătirii. Paraskeue în greacă înseamnă pregătire. De acolo paraschiva, o pregătire. Deci este ziua de pregătire. Dar de ce miercuri să-mi amintesc de sabat? Iată de ce. Porunca aceasta a patra este pusă în inima legii lui Dumnezeu pentru că este cea mai importantă. Ce vorbești, spune unul? Să nu furi, să nu minți, să nu ai idoli. E mult mai logic, mai pragmatic decât să ții o zi. Nu e vorba despre asta. Nimeni nu poate să se sfințească singur. Eu sunt păcătos. Nici o mașină nu se poate încărca singură. Trebuie încărcată. Dacă e electrică la priză, dacă este pe carburant la o stație de carburanți. Ori sfințirea este rezultatul întâlnirii a doi, Dumnezeu și eu. În Geneza spune că Dumnezeu s-a odihnit, El nu are nevoie de odihnă, El nu obosește și nu ostenește. Dumnezeu este deasupra a tot ce însemnează limite. Dar El își ia o zi din șapte ca să se întâlnească cu mine. Spuneți-mi, de ce anume, nu, să zic altfel, care este esența tuturor celor 10 porunci? Cum a redus Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 36 la 40. Cum a redus Mântuitorul toată legea și toți prorocii? Care este esența legii lui Dumnezeu? Haideți, să iubești. Bun. Dacă iubirea este esența religiei creștine, atunci întrebarea mea este, ce anume condiționează dragostea? Ca eu să pot să-mi iubesc soția, e nevoie de ceva. De ce? Păi să fie frumoasă, gătită. Asta poate într-o fază așa primară. Dar ce anume mă condiționează? Sau de ce există atâta, așa o rată mare de divorțuri? Poate că nu v-ați gândit vreodată la asta. Vă dau un exemplu.
Eu sunt un director într-o multinațională. Sunt un om inteligent, important, știu multe. Am și o secretară. Am și o nevastă, sunt căsătorit și am doi copii. Secretara are totdeauna grijă să vină la servici tip-top, în cea mai aleasă și inovatoare vestimentație, coafură, aromă. Plec de dimineață la 8 și mă întorc seara la 7. Și când mă întorc capul într-o parte în alta, tot pe ea o văd, pe secretara. Și prezența ei mă inspiră, că e fată deșteaptă, plăcută, are corp, siluetă frumoasă. Mă întorc acasă și văd pe soția mea cu șorțul, mirosind a săpun sau a mâncare. O cunosc de 10 ani, 12 ani. Și-a pierdut strălucirea. Stau cu secretara de dimineață până seara, seara stau cu soția o oră sau două și atunci la televizor sau am ceva de făcut și seara nu mai sfără ei. Atât. Ce se va întâmpla cu mine? O mai iubesc pe ea? De ce ajunge ca inima mea să se lepede de soție și să se lipească de o duduie? Știți care este secretul? Cât timp stai mai mult cu cineva? Am descoperit că omul se poate îndrăgosti și de un măgar, dacă stă mai mult cu el. Dar am văzut lucruri multe în viața mea, care n-a fost chiar scurtă, mulțumesc lui Dumnezeu. Dar am văzut cupluri care n-ar avea nimic comun, dar au stat până când s-au regăsit unul între altul și gata. Și asta nu e un lucru rău. Asta arată că oricine se poate îndrăgosti de oricine, minunat. Dar dacă eu vreau ca să am o relație cu Dumnezeu, dacă religia creștină se numește dragoste, spuneți-mi, vă rog, care e condiția? Condiția dragostei e comuniunea, eu și secretara sau eu și nevasta. Dar condiția comuniunii, ca să am o părtășie, știți care e? Ziceți. Cât aloc aici, cât aloc dincoace. Timpul cât stai împreună. Sabatul este timpul când Dumnezeu ne invită să stăm cu El, ca să ne îndrăgostim și să-L iubim. Nu este un timp de neface, ci un timp de facere, de sfințire, de părtășie. Iar când cuvântul spune, adu-ți aminte când nu e sabat, o spune pentru duminică, luni, marți, miercuri, joi și vineri, ca aducându-ți aminte de timpul de părtășie, de nevoia de a investi timp, să-ți iei un timp, duminică, luni și așa mai departe, pentru părtășie. Astăzi este prima parte din temă, mâine va fi a doua parte. Astăzi vom vorbi despre timpul alocat întâlnirii cu Dumnezeu prin studiu. Am fost odată la un frate în vârstă, era nedeplasabil, 82 de ani, dacă nu mă înșel, să-i dau Sfânta Cină. Familia lui stătea la fată și la ginere, nu erau creștini dedicați. Erau respectoși pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar nu erau membri bisericii. Lângă el, pe polița patului, era o carte, Biblia. Și am întrebat, Nea Valerică, mai citești Biblia? Și el spune, am citit-o de 53 de ori. Și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea ochi și minte să o pot citi în continuare. Și n-a citit tot 53 de ori în 53 de ani. Și de când e la pat. Și ce găsești nou în ea, Nea Valerică? Și a spus, o, mă întâlnesc cu Domnul.
mă întâlnesc cu Iisus. Și m-am gândit că nea Valerică, un om simplu, nu știu ce a fost la viața lui, probabil muncitor, smerit, nea Valerică știa că la început era cuvântul, spune Ioan 1:1, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de slavă și adevăr. Este Hristos. Cine crede în Hristos trebuie să creadă în cuvânt. Cine iubește pe Hristos trebuie să iubească cuvântul. Nu se poate una fără alta, pentru că Hristos e cuvântul. Ai citit Scriptura azi? Frate, n-am citit-o, că da, a trebuit să mă scol de vreme, la 4. Sunt situații, clar. Îmi pare rău că sunt zile și la mine când așa merg lucrurile, că n-ajung să citesc. Sau când mă iau alte priorități, urgențe din oală. Alte ori e neglijența mea, nu vreau să mă scuz. Dar e o regulă. Postim, dar mâncăm de regulă, nu? Studiem de regulă, chiar dacă scăpăm o zi. Cum citești Biblia? Și există acum un fel de a citi. Eu cunosc pe cineva care nu citește nimic. Nimic. În fiecare dimineață însă și ia Biblia și studiul biblic, lecțiunea, citește cât și-a propus un capitol sau două din Biblie și studiul biblic, după aceea le pune deoparte și nimic nu citește toată ziua. Și apoi iar dimineața ia cu tare. Ce este asta? E un tribut. Sunt dator, poftim, salut. Oamenii o citesc că trebuie, că e musai. Modul în care citești atunci când e musai, când e obligație de onoare, e un fel de, cum să spun eu, o monedă de schimb pentru binecuvântarea Domnului. Uite, eu te studiez și tu mă binecuvintezi. Atunci sigur că este o lectură simplă, nu este o meditație. Ați auzit de studiul Bibliei pe smartphone sau pe tabletă? Ce părere aveți despre aceasta? Și eu zic, cine studiază așa în fiecare zi, e ceva, e mai bine așa decât nimic. Numai vreau să știți că tableta, smartphone-ul, Google-ul nu oferă cunoștințe, ci doar informații. Știți că are o mare deosebire între cunoștințe și informații. Pe Google tu, știu, piepteni, browse, ai găsit informația, ai luat-o, ea nu se sedimentează, nu intră într-un sistem. Este doar informație. Iar informațiile sunt utilitare și trecătoare. Pe când un studiu care se face pe carte este cu totul altceva. Pentru că cartea are și o dispoziție, o dispunere a mesajului pe pagină. Știi unde este, poți marca. Cartea devine prietenul tău. Google-ul. Azi te uiți la Biblie, mâine la rezultatele la fotbal sau la loto sau la vreme. N-are nicio valoare de desprindere din lume sau de înălțare. Și acum aș vrea să discut de ce trebuie sau avem nevoie de studiu biblic. Am în principal trei mari motive. Mi-amintesc când a venit la Hristos, era în 1970-71, și veneam cu un rucsac, cu o încărcătură plină de amintiri murdare. V-am spus, n-a fost un copil rău datorită părinților mei. Asta a fost, însă să știți că păcatul nu trebuie să se manifeste ca Jeffrey Dahmer sau desfrâu sau bere, alcool. Nu, poate să fie o minte stricată. Și îmi dădeam seama că sunt un păcătos. Iar păcătosul nu e plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că am trăit într-o lume care ne-a învățat lecția retribuției. Ești bun, primești bine, ești rău, primești rău.
Atunci această, știu, experiența vieții o proiectăm asupra lui Dumnezeu. Și dacă nu sunt bun, înseamnă că El și-a întors fața de la mine. Aceasta este simțământul cuiva care vine din lume, care se știe păcătos, care știe că Dumnezeu este sfânt și care are în mintea sa principiul retribuției. Eu am avut multe îndoieli, Doamne, oare Tu mă mai poți primi? Și am să vă spun, două texte din Scriptură m-au înviorat atât de mult și au înlăturat temerile mele, fricile mele. Un text este Ioan 6,37. Vreau să îl deschid. Deschideți și voi, vă rog. Aveți Biblia. Partea a doua a versetului. Ioan 6,37, partea a doua. Pe Cel ce vine la mine, nu-L voi da afară. Nu-L voi izgoni afară. Și am zis, Doamne, eu știu că sunt rău, dar vin la Tine și e destul că vin la Tine și Tu nu mă dai afară. Și aveam din nou pace. Ori de câte ori amintirea gândurilor mele păcătoase mă hăituia, Doamne, vin la Tine, Tu nu mă dai afară. Și în Biblie am găsit oglinda despre Dumnezeu. Nu un Dumnezeu justițiar și retributiv, ci Dumnezeul care se îndură de păcătos, care pentru păcătos a venit. Pe El vrea să-L ridice. Auziți? Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, există făgăduința sau felul în care Dumnezeu te tratează. Iar noi suntem, cum să spun eu, fundamental uituci. Vechile obiceiuri, rutinele, ne fac să ne simțim neacceptați de Dumnezeu. Este criza prin care trecea biata fetiță de care v-am povestit ieri, cea de 17 ani, Dumnezeu să fie lăudat, a învățat pe de rost făgăduințe. I-am dat, citește Isaia 55 cu 7, Isaia 44 cu 22, citește 1 Ioan 1 cu 7, 2 cu 1, tot felul de texte și le știe pe de rost. I-am dat textul că cel neprihănit de 7 ori cade și mi l-a spus la telefon, ne prindem de făgăduință pentru că în ele deodată sunt ochelari 4D, nu? Care vedem pe Dumnezeu, Îl descoperim așa cum este. Aș stărui aici. Pentru cine are dubiu dacă Dumnezeu primește păcătoși și nu păcătoși de ăștia, Doamne, n-aș știu dacă ești, nu, unii înrăiți ca Jeffrey Dahmer. Am să vă dau o ilustrație. E standard, dar e utilă. Eu sunt de o vreme bolnav la lingurică și m-am înscris la spital, adică am dat telefon, mi-am luat bon de ordine, dar cu condiția, adică n-am luat bon, bonurile se dădeau de dimineață, în funcție de cine vine primul. Și ca să nu ratez întâlnirea cu medicul, m-am scurat la 4 dimineața, la 5 fără un sfert eram deja la ușa spitalului, eram primul de la ușa. La 5 jumate a venit a doua persoană, la 6 eram deja 5. Vă dați seama, până la 7 jumate, când s-a deschis la legislatură, se adunaseră 30 și eu eram cap de serie. Am luat bonul 1 și plin de liniște și de meritologie, m-am așezat pe scaun de lângă ușa doctorului. La ora 8 și un sfert, zăresc halatul alb, mă ridic în picioare, cu bonul în mână, bună ziua, stați acolo, așteptați. Mă așez din nou și aștept. Vine și asistenta și în timpul acesta un cărucior, hârde, scârție, vine cu un individ, un motociclist, care nici n-a vrut să vină la spital, accidentat, și îl bagă înăuntru. Ce faci, domnule? Stai, eu am bonul 1. Ăștia nici nu se uită la mine. Eu stic la ușă, vă rog frumos, respectați ordinea, este disciplina, am bonul 1. Și doctorul spune, dacă nu taci, te dau afară cu poliția. Dar unde e dreptatea? Știți unde e dreptatea?
La spital intră nu cei care au un merit, ci cei care sunt mai gravi. Iar dacă doctorul este Hristos, Mântuitorul, atunci el va primi cu prioritate, cu bucurie, pe cei mai decăzuți. Ești păcătos? E minunat! Este cea mai bună recomandare ca să vii la doctor. La doctor nu te duci când ești sănătos, te duci când ești bolnav și nevoie. Și aceasta o găsesc aici. Eu citesc Scriptura ca să mă înnoiesc în fiecare zi caracterul lui Dumnezeu așa cum este exprimat în Scriptură. Ar fi poate potrivit să vorbim puțin despre inspirația Scripturii. Este oare literală, verbală sau este ideatică? Profetul a fost pana lui Dumnezeu sau a fost mâna care ținea pana? Cuvintele Scripturii sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spunea, m-am mâniat, sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu? Sau este felul în care profetul primește mesajul prin idee și exprimă în cuvinte omenești limitate? Dacă aveți o întrebare în acest domeniu, citiți introducerea la Marea Luptă sau la Tragedia Veacurilor și acolo spune foarte clar. Dumnezeu nu se identifică cu limbajul Scripturii. Limbajul aparține oamenilor, limitelor culturale, auzi și că călărea pe un heruvim. Oare Dumnezeu, Psalmul 50, călărea pe heruvim? Adică, ce a vrut să spună? Heruvim sunt niște cai? Are nevoie de cineva să se deplaseze? Sau această metaforă trebuia să fie ceva formidabil în epoca în care împăratul intra în cetate pe cal alb? Ei, cal alb e puțin. Trebuie un heruvim. Ați înțeles? Deci este un limbaj al timpului, al mentalității, dar solia este a lui Dumnezeu. De ce trebuie să studiez sau de ce am nevoie să studiez Scriptura? 1. Ca să-L găsesc pe Dumnezeu așa cum este El. 2. Ca să mă descoper eu așa cum sunt. Vă zic că Biblia este oglinda Lui și oglinda mea. Știți ce spune în Psalmul 40 cu 6, 7, 8? În sulul cărții stă scris despre cine? În Biblie scrie cu majusculă mine, pentru că e vorba de Iisus, dar oare despre El doar? Cine a scris Psalmul? David. Nu spunea David despre El? Dar dacă eu citesc Scriptura, oare nu se referă la mine? Dacă în Scriptură, dacă cartea aceasta nu vorbește despre tine și nu se descoperă ție în oglindă, atunci încă n-ai citit-o, încă o lecturezi, dar încă n-ai înțeles-o. Și am să vă dau două cazuri. Există o aplicație generală și una specială. Am să mă refer mai întâi la aplicația generală. Știți ce înseamnă o aplicație? Biblia are un mesaj specific adresat oamenilor din timpul acela, în contextul acela. Eu nu mai trăiesc în vremea iebusiților, nici în timpul lui David sau în timpul ucenicilor, dar eu aplic, atenție, nu explic, ci aplic Scriptura la mine. Studiul devoțional se bazează pe aplicație. Exegeza se ocupă de explicație. Dar în devoțiune eu aplic Scriptura la mine. Și există o aplicație generală, de exemplu. În Zaharia 8:17, vă rog, deschideți să citească cineva cu voce tare, ce scrie în Zaharia 8:17? Vă rog, cine a găsit, se ridică și citește. Nu așteptăm. Vă rog. Stop! Niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva propriului său. Am zis, Doamne! Eu gândesc de rău în dreptul celor mai mulți. Văd un om necunoscut și deja îl scanez în negru. M-am descoperit că e
ochiul meu e rău. Și că atunci când nu cunosc pe cineva, imediat vine instinctul sau, cum să zic, egoismul meu să-l văd în rău. Ce, uite-te la el, uite-te. E o tendință care n-am vrut-o, este ceva necontrolat, dar care e în mine. Opa, un nou păcat al lui Lucian. Nimeni să nu gândească de rău împotriva propriului său. Asta este o aplicație generală. Am să dau o aplicație specială. Am psalmul 84. De psalmul 84 mă leagă o istorie cu totul specială. Terminasem anul 5, în anul 1971, am studiat vioara și, prin ordinul ministrului, am rămas asistent universitar la conservatorul din București, Ciprian Porumbescu. Eu nu eram botezat. Cunoscusem doar de jumătate de an credința, dar însetat fiind, îndrăgostit fiind de Mântuitorul, eram determinat să țin sabatul. Dar cum să-l țin? Acum, în ierarhia academică, eram pe cel mai mic post asistent. După aia vine lector și așa mai departe. Oare o să primesc eu bunăvoință? Și cumva, ca să câștig bunăvoința șefilor, aveam șef de catedră, cel care mi-a fost chiar profesor. În loc să vin de 1 octombrie, am venit la 1 septembrie, când începea primul meu an de pedagogie. Tocmai atunci se împărțeau studenții pe clase, urma să am și eu clasa mea, deci nu eram băgător de seamă la clasa lui, ci aveam clasa mea. S-a lucrat luni, marți, miercuri, joi, vineri și era primul meu sabat de când eram angajat. Încă nu primeam salariu, că nu eram, dar eram de acum în post. Și profesorul Radu Negreanu spune: așa că mâine, sâmbătă, ne întâlnim la 9. Bine? Și am spus: ce fac? Și am spus: maestre, mâine nu pot să vin. Și se uită la mine foarte mirat și spune: ultima dată. Eu ziceam: prima dată. Și ce ultima dată? Am tăcut, n-am dat explicații, a trecut sabatul frumos și a venit a doua vinerea, când din nou maestrul a spus: deci mai avem puțin de lucru, să împărțim studenții, deci mâine, sâmbătă, la ora 9, ne întâlnim aici. Eu ce să zic? Mai puteam să cer? Și am plecat învârtindu-mă. Știam că e primul meu ipotezul focului. M-am dus acasă. N-am spus nimic părinților, pentru că părinții erau foc împotriva mea. Era război în toată regula, care s-a lăsat până la urmă cu izgonirea. Dar m-am rugat seara și am zis: Doamne, ce să fac? Să merg la ei să spun că nu pot să lucrez, nu cade bine, să nu mă duc, ce o să zică? Și în chinul meu am deschis Scriptura unde s-a deschis și am citit unde mi-au căzut ochii. Psalmul 84, cu versetul 10. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Auziți, nu era ceva general, era direct, era specific la situația mea, mă privea direct. Și am spus: Doamne, în casa Ta. Numai că Dumnezeu a făcut o fel de făgăduință, o zi contra o mie. Nu vă spun că nu m-am dus, iar luni eram pregătit să stau față în față cu șeful de catedră, ne-am întâlnit pe scări: hei, Lucian, ce mai faci? Și eu zic: n-a observat? N-a zis nimic, că n-am venit, nimic. Cert este că pentru această zi eu am lucrat ca asistent în conservator 1000 de zile fix.
Asta a fost darul lui Dumnezeu. 1000 contra o zi. Eu mă așteptam, eram în comunism, în anii 71 până în 74, era ceaușism, era... Eu, ca dascăl, trebuia să fiu un ideolog, un activist al ideologiei ateie. Și atât că eu sunt religios. Dacă știți ce a făcut Dumnezeu pentru un păcătos ca mine, a creat special examene parțiale miercuri, când m-am propus secretar, pentru că vineri seara erau și nu puteam participa examene parțiale de-a lungul întregului semestru. Ce să vă spun? După 3 ani de zile, în sfârșit, s-a încheiat la 1000 de zile. Dacă tu uiți în calendar, de atunci până din coace, 1000 de zile. Istoria e mai lungă. Vreau să vă spun că Dumnezeu răspunde prin cuvânt. Și nu este singurul caz. Aș mai putea să vă dau cel puțin 2 cazuri. Vă dau unul pe scurt, foarte pe scurt. Mi-a venit acum în minte și merită. Pentru că Scriptura îți vorbește. E Dumnezeu care zice. Eu venind din lume, m-am hotărât să nu mă căsătoresc niciodată. Pentru că cultivasem gânduri lumești, gânduri murdare. Și am spus, eu vreau de acum, la o parte cu toate, eu doar cu Hristos. Au trecut ani și la un moment dat, știu, după 6 ani, după ce mă convertisem, a apărut o ființă feminină. Eu aveam o decizie, eu vreau să rămân ca Pavel. Pe de altă parte, simțeam o anumită atracție, un magnetism, nimeni nu știe decât soția mea. Nici persoanele acelea nu știu. Și am zis, Doamne, vreau să-mi spui Tu, e un drum să merg înainte sau nu? Și am deschis Scriptura, nu vă recomand să faceți asta, asta o face cel mic, cum eram eu la începutul credinței, care nu aude încă glasul Domnului și are nevoie de scrisoare prin poștă. Dar Dumnezeu vorbește la telefon, nu prin poștă. Poșta face mult. Și am zis, Doamne, eu sunt orb, vorbește-mi. Și am deschis la cartea lui Iov. Pentru mine a fost un răspuns atât de specific. Vă rog, deschideți că e foarte frumos. Capitolul 31. 31. Cu 1. Și auziți ce răspuns mi-a dat Dumnezeu, punct, direct, în inimă. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Pentru mine a fost clar că Dumnezeu îmi vorbea și acum îi mulțumesc că atât de multe ori m-a ferit Dumnezeu de alegeri greșite. L-a rugat să aleagă El și nu eu. Cunosc istoria persoanei în cauză și dacă aș fi ortodox, aș face cruci, mulțumit lui Dumnezeu că m-a scăpat de drumuri firești. De ce am nevoie de studiul Bibliei? 1. E oglinda Lui și îl găsesc pe El. Îl găsesc așa cum e. 2. Mă găsesc pe mine prin aplicații generale și speciale. Dar mai este un lucru extraordinar. Este antidotul uitării. Voi știți că există o lege care domnește în universul material. Este a 2-a lege a termodinamicii, a lui Kelvin și Clausius, legea. Se numește entropia. Că toate se uzează și degenerează. Iar mintea noastră este cea mai vulnerabilă și sensibilă la uitare. Uităm. Am citit Biblia, știu, mi-a spus clar, eu am uitat. Ori reluarea Scripturii este un antidot împotriva uitării. Și ce să uiți? Sunt 7 puncte. 1. Ori de câte ori mă scol dimineața, încep viața solo. Eu cu mine. Mă scol, ca să mă uit în oglindă, aoleu, ce roșii sunt ochii, băi, ești neras. Hai, spală-te. Eu cu mine. Toată lumea cred că începe la fel. Eu cu mine. Uit că, de fapt, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Iar Scriptura mi-amintește că Domnul este aici, e cu mine. Eu nu sunt eu cu mine, e El cu mine. Unul la mână.
Ce diferență este când eu sunt singur sau când El e cu mine? Să vă dau un caz. Cum v-am spus, eu am văzut lumina zilei în anii de după războiul al doilea, în 49. Tata era un om afectuos cu mama și adesea vrea să-i ducă flori. Dar florile costau bani și noi eram săraci. Din fericire existau parcuri cu flori. Și în dreptul răsadurilor este scris un afiș: nu rupeți florile, nu călcați pe iarbă, amendă, atât. Și nu odată l-am văzut pe tata, zicea, stai acolo, el sărea gardul, bine, se uita întâi încoace acolo, șurpea un trandafir, o iasomie și făcea un buchețel și dădea mamei, care era încântată. Eram odată cu tata în Herăstrău. Erau niște trandafiri minunați. Minunați. Și tata a spus, dau lovitura. S-a uitat în stânga, în dreapta, nimeni. A trecut pe iarbă și cum tata este atent, s-a mai uitat odată. Pusese mâna pe trandafir, s-a mai uitat și un polițai cu mustăți era acolo. Și tata, ce frumos, și pleacă. Legea spune să nu faci. Dar dacă Dumnezeu nu-i prezent, legea, amendă 50 de lei, mă doare în freză. Adică n-am nicio treabă cu legea. Uit. Pe mine mă doare când este El de față. Nu asta știți când păcătuim? Când suntem solo. Când este aici, cum să dau drumul la un program de noapte? Dacă El este aici, cum să fluier după cineva? Sau cum să fac diferite lucruri care, dacă El m-ar vedea, sau m-ar vedea un membru al bisericii sau pastorul, va fi rău. Dar El e cu mine. El îmi amintește, studiul biblic îmi amintește că eu sunt cu tine. Eu sunt o ființă materială, judec lucrurile material. Scriptura mă duce, în al doilea punct, pe plan spiritual. În mine sunt doi oameni, firescul și duhovnicescul. Firescul e vechi, are forță, are rutină. Omul nou este firav și uituc. Ori dacă eu studiez Scriptura, mă întărește pe viziunea spirituală și am să gândesc altfel lucrurile decât cum eu gândesc firește. 3. Știți care este cea mai cumplită boală de care putem suferi noi ca și creștini? Îndoiala. În cartea Călătoria creștinului, John Bunyan vorbește despre uriașul cu o rangă, care se numește îndoiala. Uriașul îndoială. Care e în stare să le închidă, să distrugă tot. Și pentru că noi avem gândirea justițiară, cum ne-a învățat școala, părinții, legea retribuției, atâția ne înduim, oare Dumnezeu mă iartă, oare Dumnezeu mă primește. Ieri îmi povestea fratele Lascu de un suflet care avea niște îndoieli atât de mari încât era pe pragul suicidului, ca și beata fetița de ieri. Atunci când citesc Scriptura, găsesc asigurarea. Îndoiala pleacă. Dacă dumneavoastră și eu cădem adesea în plasa îndoielii, este pentru că am slăbit studiul Scripturii. Un motiv. În 1996, o echipă de vreo aproape 16-18 alpiniști s-au hotărât escaladarea Everestului. Erau conduși de vestitul Andy Harris, care era liderul grupului. Erau trei lideri alpiniști care lucrase de 7-8 ori Everestul.
Despre acest eveniment scrie unul dintre nealpiniști, dar turiști care vreau să urce împreună cu ghizii, cu liderii, un jurnalist pe nume John Krakauer. El a scris cartea Into Thin Air, în aer rarefiat. Și știți ce spune el? Alpiniștii au zăbovit mai mult pe vârf decât trebuia. Și în zona aceea, schimbările meteorologice sunt uluitor de rapide. Când au coborât în sfârșit, li s-a terminat oxigenul. Și au ajuns într-un mini-depozit, la jumătatea drumului, cu canistre, tuburi de oxigen. Aveau legătura radio. Andy Harris era deja turmentat de hipoxie. Nu mai avea oxigen. Și spunea, tuburile astea nenorocite sunt goale. Nu, Harris, sunt pline! Ba, sunt goale. Sunt pline, Harris, sunt goale. Și a murit unul din cei 8 care au murit atunci, în 1996. A fost o tragedie. Pentru că mintea confuză, îndoială, nu mai discern corect. Eu am nevoie de Scriptură ca să nu mor din lipsă de oxigen. Un al patrulea motiv împotriva uitării. În mintea noastră există așa numitul sistem reticulat activator. Medicii știu. Este un sistem bazic, un sistem care stimulează atenția pe o zonă a interesului, într-un cuvânt. Dacă eu, de exemplu, vreau să cumpăr o bicicletă, nu o cumpăr azi, dar mă interesează mărcile, mă uit la prețuri. Când merg pe stradă, știți ce văd? Doar biciclete. Pentru că sistemul reticulat activator a creat, a stimulat acest interes. În momentul în care nu mă interesează bicicleta, nu văd nicio bicicletă. În momentul în care studiez Scriptura, este un antidot împotriva delăsării. Mă motivează să mă țin în spiritual. Eu am nevoie de această continuă injecție, reîncărcarea bateriei. Încă un motiv, al cincilea. Eu trăiesc într-o lume imorală, fără cu antivalori, cu principii blestemate sau fără principii, mai corect. Și eu, imersându-mă în această lume, curând încep să semăn cu ea. Este influența mediului, imitația. Am fost în Australia cu niște ani în urmă, cu 10 ani, 12 ani, și am întâlnit un frate adventist care l-am cunoscut în țară. Era om la principii. Aici era altul. Și sabatul era altfel ținut, și vorbirea era alta. Ce faci, măi, tată? Zice, în România ca în România, în Australia ca în Australia. Dacă eu nu îmi activez, dacă nu îmi aliniez mintea, reperele mele după Scriptură, eu am să fiu ușor deviat în Belgia ca în Belgia, și în România ca în România, dar în Belgia ca în Belgia. Și acesta este ajutorul pe care mi-l dă ca să îmi revăd jaloanele de drum, să n-ajung în arătură. Vă dau un alt motiv foarte important, antidot împotriva uitării. Știți ce se întâmplă dacă nu studiezi Biblia? Te plafonezi. Păi, domnule, am citit-o. Ce să mai citesc cu David, cu aia, cu... Ce să mai citesc? O știu. Da, știi poveștile. Dar
Între rânduri, mesajul pe care ți-l spune nu mai există pentru tine. Știi că ceea ce mănânci tu, aceea devii. CNN-ul anul trecut a făcut un reportaj cu o fermă de bovinele Maiura, din ferma Maiura din Australia. Sunt niște bovine extraordinar de prețioase. Scuză-mă, spunea interlocutorul, sunt vaci ca toate vacile, da, dar au o dietă specială. Ce mănâncă o vacă? Furaje, grăunțe, ceea ce se mănâncă de obicei. O vacă are speranța de viață între 7-10 ani și vreo 14 ani. Când o vacă împlinește 10 ani și se apropie vremea expirării speranței de viață, fermierul, care e un om bogat, o să vedeți voi, o hrănește cu ciocolată, cu bomboane, cu prăjituri. Le cumpără la tonaj cele expirate. Și vaca mănâncă ciocolată, prăjituri și bomboane. Când e vaca tăiată, știți cât ajunge kilogramul de carne? 600 de dolari un kil. Pentru că carnea aceea are un alt gust, e ceva fantastic, e așa ceva de vis. Dragii mei, omul ăsta a prins o șmecherie. Dă-i o hrană specială și este ultra. Hrănește-te, nu te plafona, crește, nu rămâi vacă. Adică trebuie să ajungi la nivel de cum să spun, super calitate. Și aceasta nu poți face decât hrănindu-ne într-un mod cu totul special, cu hrana cea mai aleasă. Am să vă dau o știre. În 2012 a apărut o carte scrisă de un vestit medic, psiholog, filozof. Îl cheamă Martin Spitzer. Notați-vă numele, că o să-l găsiți pe internet. Cartea lui se numește Digital Dementia. Demența digitală. L-am urmărit, puteți să-l găsiți și pe YouTube, puteți să vedeți și cartea lui, și interviuri, și articole. E o carte care a făcut furor, Demența digitală. Și el spune, oameni buni, tot ceea ce tehnologia a făcut urmărește tâmpirea generațiilor de copii. Cum, domnule? Adică am și eu smartphone, am și eu tabletă, am și eu internet. Ei, nu știi. Iar omul acesta e un savant. A predat la Harvard, a predat în multe școli, e german de origine. Martin Spitzer zice următorul lucru. Mintea ta are 100 de miliarde de neuroni. Un neuron este o celulă care se leagă de alte celule și face un lanț. Numai că, Martin Spitzer spune, am întrebat eu pe profesorul meu, de ce nu se leagă cap la cap și în loc să fie o linie unică, sunt sinapse. Ce este o sinapsă? Am să fac o mică explicație, sper să nu vă pierd. Neuronul are o celulă, de aici cresc dendritele, în limba greacă dendro se numește copac, niște ramuri de copac, ramificate mult, în jos conduce un trunchi, ca la pom, care se termină cu rădăcinile, numit, care se termină în capăt cu niște butoni, chiar așa se cheamă butoni. Un neuron se leagă cu butonul lui de dendrita altuia, m-ați înțeles? Și a întrebat Martin Spitzer, domn profesor, de ce nu este legat, de ce este un gol? Sinapsa este golul, spațiu sinaptic, între, că nu se lipesc, stau în aer. Iar semnalul e trimis prin niște neurotransmițători, prin niște chimicale, ceva fantastic. Și zice că l-am întrebat pe profesor la data când eram student și n-a știut să-mi spună. În 1999, oamenii au fotografiat sinapsele.
Și au descoperit că sinapsele de aia nu sunt un fir, pentru că sunt prinse cu multe accese. Încât mai multe ștecăre să intre în conexiunea neuronală. Dacă ai fost linie dreaptă, doar una. Ce mare e Dumnezeu, ce minunat e Dumnezeu. Și atenție, dragii mei, în fiecare zi, ceea ce bagi în tine face ca o altă conexiune, o altă priză să intre la sinapsă. Sau, dacă nu studiezi, să fie scoasă din sinapsă. Un neuron se poate conecta, ascultați-mă, cu 15.000 de neuroni. Inteligent nu e ăla care s-a născut deștept din genii. Inteligent este acela care, prin exercițiu, prin gândire, a creat o arhitectură neuronală cât mai vastă. Și, de fapt, asta e diferența între greutatea creierului unui om dezvoltat și a unuia care este atrofiat. Numărul de contacte neuronale. S-a urmărit timp de 10 zile un șoricel. Bornele puse pe o anumită traiectorie a foamei, a mâncării. Și a observat ce se întâmplă cu creierul lui. 10 zile l-au avut sub observație. Și spre marea lor stupoare au descoperit că creierul nu e ca rinichiul, ca inima, ca ficatul, e unul și același. Se schimbă. Devine mai mare sau se smochinește. Creierul este un organ în devenire. El nu e preprogramat. El se formează. Și dădea un exemplu. Un copil n-are centrul mersului. N-are în creier un centru. Dar el se ridică, cade, face de 1000 de ori greșeala și se formează un centru. Un copil n-are centrul vorbirii, ci prin exercițiu se creează un centru în minte. Și este uimitor dacă, de exemplu, unei fetițe de 3 ani i-au extirpat jumătate din o emisferă întreagă, centrul s-a relocat. Centrul nu e fix. Centrul își poate găsi locul acolo unde e nevoie. Și spunea Martin Spitzer, ce bagi în tine? Ce sinapse scoți și ce prize bagi? Și te mir că dintr-un loc de treabă am devenit Jeffrey Dahmer. Cum e posibil? Păi cu ce te hrănești? Cu ciocolată sau cu gunoaie? Spunea el, tu n-ai creier. Tu ai ficat, ai rinichi, dar tu n-ai creier, tu ești creier. Dragii mei, cu ce te hrănești? De câte ori te pleci avid, flămând în Scriptură și se creează noi conexiuni, devii mai... Era un băiat. După 4 ani de zile am slujit și mulțumesc lui Dumnezeu în batalionul disciplinar la Tulcea. A fost o situație anume, nu-i timp să spun acum, și am fost trimis de la seminar unde eram profesor și secretarul seminarului și bibliotecarul și așa mai departe, am fost trimis la Tulcea, la capătul lumii. Acolo se termină pământul, începe apa, de-aia e capătul pământului. Și în Tulcea era un băiat, un oligofren. Și ce înseamnă oligofren? Ha? Ha? E un om care știe să... într-o dungă, într-o ureche, toată lumea își bătea joc de el. Măi, frate, a cunoscut pe Hristos. Nu-ți vine să crezi cum s-a dezvoltat. Dacă înainte era o umbră, acum era un om. Nu era încă un om foarte mobilat, dar ea știa să gândească mult, mult mai mult decât înainte. Putea vorbi, îți vorbea din Apocalipsă și zicea, bă, ăsta-i Nae. Nu, ăsta-i Nae. Păi nu e ăsta Nae, altfel e Nae, dar tu cine ești? Eu-s Nae. Oamenii nu mai îl recunoșteau. Era într-un sat de lângă Balta sau lacul Papatacului. Ei bine, vreau să vă spun, creierul este plastic. Îl formezi. Ocupă-te de creier.
Am mai multe să spun, dar altă dată. Și acum, dragii mei, mă apropii de încheiere cu câteva lucruri foarte tari. Vă rog să mai aveți răbdare. Am o foaie pe care aș vrea să chiar să citesc din ea. Vă amintiți de ce porunca a patra este în mijlocul decalogului? Da, zice. Pentru că se ocupă de singurul lucru de care depind toate celelalte porunci. De dragoste. Îți dă timp ca să ai comuniune, să descoperi și să iubești. Dacă nu ți-ai timpul, uiți de nevastă că ai o secretară. Dacă timpul este prețul pe care trebuie să-l investim, vă atrag atenția că diavolul este un negustor foarte generos în a oferi o gamă largă de oferte de mâncător de timp. Mâncător de timp. Cunosc o fată care vine de la servici sau de unde e și seara stă până la 2 sau 3 pe Facebook. Păi se culcă la 3-4, doarme până la 10-11. Nu e un suflet păcătos, dar a fost prinsă de cârlig. Și prinsă. Ascultați ce spune un articol din The Atlantic, o revistă americană din 2017. Milenialii informatizați, adică generația asta de copii care acum de la 3 ani cu telefon, smartphone, Facebook, tabletă, milenialii informatizați se află pe marginea unei crize a sănătății mentale. Între 2000 și 2015, declinul celor incapabili de socializare, adică celor care au pierdut o capacitate, a crescut cu 40% în 15 ani. Cei care consumă între 6 și 8 ore pe săptămână, asta e medie, că alții consumă mult mai mult, cotează cu 47% mai nefericiți decât ceilalți care nu stau. Tu crezi că stând pe internet, pe mâncătorul ăsta de timp care îți fură timpul de scriptură, ești mai fericit, ești mai nenorocit. În New York Times, în 2016, un articol. În medie, tinerii stau cam o oră pe zi pe Facebook. În medie. Adică vă dați seama că unii mai puțin, alții mai mult. Știți care este media de citit pe zi, apropo de creier și dezvoltarea lui? Spuneți-mi în ore. Cât citește un copil, un tânăr? 19 minute. Și nu carte, ci toaletă, stație. Adică citește lucruri care nu sunt, nu aduc informație. Sau ziarul. Câtă mișcare face un tânăr, un milenial, pe zi? 17 minute. Cât timp socializează un tânăr? 4 minute. Sunt niște sălbatici închistați fiecare în celula lui, în care secret se hrănesc cu vată de zahăr, nu, că n-ai ce mânca, și sunt nefericiți. Ce fel de prietenie dezvoltă Facebook? Atașamentul moral al prieteniei clasice, bazat pe virtuți comune și respect reciproc, s-a pierdut. În schimb, avem o prietenie amorală, cu acceptare necondiționată. Prin rețelele de socializare, cercul prieteniei s-a lărgit până a cuprinde întreaga societate. Și făcând așa, a distrus însăși natura prieteniei. Toți sunt la un loc pe Facebook, cu excepția că nu sunt în același loc și nu sunt nici prieteni. De la o relație a devenit un simțământ. De la împărtășire la ceva apucat individual, în spațiu privat,
și în singurătatea cavernelor noastre electronice, cavernă sau peșteră. Brigham Young University a făcut un studiu pe 300 de mii de oameni. Vă citesc. Maladia care determină rata cea mai mare de mortalitate nu e diabetul, nici hipertensiunea, ci singurătatea. Izolarea socială crește cel mai mult riscul mortalității cu între 30 până la 60%. Te duci la doctor, boală de inimă, accident vascular, insuficiență respiratorie, dar toate sunt efectele singurătății. Doctorul îți dă o pilulă pentru ficat, dar nu ți rezolvă cauza, care e singurătatea. Știți că societatea s-a atomizat, nu mai este un nucleu. Păi eu eram, mi-amintesc, mergeam la bunici, vara petreceam la iud, la bunici. Și acolo, în anii 50-60, nu erau, era doar radio, nici televizor n-ar susese. Și vreau să vă spun că duminică bunica se îmbrăca și bunicul frumos, ne lua de mână și mergeam pe parcul promenadei sau pe promenadă, pe deal. Lumea era acolo, ziua, ce mai faceți? Socializau. Iar în centru era o rotondă unde era fanfara orașului. Unul era învățătorul, altul frizerul, altul notarul. Fiecare cu îmbrăcat cu fireturi, vă dați seama, și cântau și oamenii stăteau, copiii erau bucuroși, alergau, se întâlneau, se vorbeau. Două, trei ore stăteam acolo și mă mergeam acasă când era foame. Dar se socializa. Astăzi fiecare este un atom. Mai periculoasă decât obezitatea, mai periculoasă decât fumatul, ci că depășește efectul la 15 țigări pe zi, singurătatea. Atenția! Atenție! Singurătatea e mai rea decât 15 țigări fumate pe zi. Lipsa exercițiului, mai rea decât lipsa exercițiului sau decât o hrană proastă. Epidemia izolării sociale sau a singurătății este boala secolului informatic. The Week, iulie 2018. Inventatorul rețelei WWW, adică internetului, Tim Berners-Lee, este terifiat de ce a ajuns creația sa. Înainte, spiritul tinerilor era descentralizat, individul avea personalitate, putere. Acest simțământ de control de sine l-am pierdut. Și el spune, webul, în loc să servească omenirea, a devenit anti-uman. New York Times, octombrie 2018, recent. Apare un titlu, The New York Times, un consens grav cu privire la ecrane și copii începe să apară în Silicon Valley. Ce este Silicon Valley? Moise. E centrul, acolo s-au adunat California, toate marile think tank-uri care se ocupă de internet și de tehnologie. Și spune, în Silicon Valley, în California, se trage un semnal de alarmă de către specialiști. Și spune titlul, repet, un consens grav cu privire la ecrane și copii începe să apară în Silicon Valley. Și aici este un interviu cu Athena Cavaria. Ea este adjunctul executiv al lui Zuckerberg. Deci nu este ghiță. Ce zice ea? Sunt convinsă că diavolul locuiește în smartphone-urile noastre și face ravagii cu copiii noștri.
Citat. Mantra mea este aceasta. Mantra, adică o tot repetă. Copilul din clasă care primește ultimul un telefon, acela câștigă în viață. Auziți? Oameni care știu cu ce se mănâncă, care ei le-au fabricat și acum zic, bă, nu-i bun, strică, ne-a distrus. Un om care se uită pe Facebook, citiți, vă rog, căutați cartea Digital Demenția de Martin Spitzer. Merită citit, e în toate limbile, traduse și în spaniolă, în franceză, în engleză, în germană. Ori el spune, noi ne smochinim, ne uscăm mintea. Mintea noastră se slăbește. Și vreau să vă spun ceva. Că cei care sunt în această prietenie, în acest amor cu tehnologia informațională, mulțumesc, e în limba germană aceasta, dar este și în engleză și în alte limbi. Ascultați. Cei care se hrănesc cu această supă narcotică își pierd creierul. Și Martin Spitzer, din lucrarea lui, citesc, am primit radiografia unui bărbat, era soț, avea 3 copii, lucra pe auto, pe tir. Și a spus, nu se poate, omul ăsta e mort. Avea 80% din creier lipsa, era un gol, era negru. Și avea doar 20% din creier care mai exista. Cum e posibil? Și el spune, noi nu simțim scăderea capacității noastre decât când am pierdut, după ce am pierdut 70% din creier. Atunci simțim. Demența la bătrâni se instalează atunci când au trecut de limita de 70. Cu cât investești mai mult în dezvoltarea minții, în mai multe prize, în, știu eu, în buton și în sinapse, cu atâta mai mare este volumul din care începe să taie bătrânețea. Și ajungi la demență la 120 de ani. Dar până atunci te duci la odihnă din cauza dinților sau ficatului sau vă știu altceva. Deci ești întreg la cap. Iar cei care n-au vestit taie dintr-o bucățică mai mică și la 60 de ani deja nu mai pricepe. Sau a uitat. Dragii mei, noi am intrat în ucenicia Domnului Hristos. Și acum vă citesc un text din Evanghelia după Matei. Noi suntem aici pentru că suntem cum suntem și trebuie o schimbare. Ascultați ce vă spun. Oricine va strica una din aceste cele mai mici porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare. Ce vă spune dumneavoastră cel mai mic și mare? Noi spunem, Doamne, măcar să fiu ultimul, cel mai mic, cât un purice, numai să fiu acolo. Fals. Aici avem o statură a plinătății Domnului Hristos, la care trebuie să ajungem, care e mare. Cine nu investește acum în dezvoltarea minții, a sufletului, a caracterului, știați că caracterul se formează până la 12 ani. O să vorbim special în tema 7-a despre asta. Dar vă spun de acum ceea ce noi trebuie să avem sau să se producă, să facem, este să ne hrănim ca să creștem, să devenim mari. Credeți că ne vizează pe noi problema? Sau îi vizează doar pe americani? Dacă aveți de luat o hotărâre pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, luați-o azi.